Luptătorii K1 din Moldova au înregistrat un rezultat superb la Cupa Europei desfășurată în Letonia. 20 de sportivi au cucerit 19 medalii la Riga, 8 de aur, 7 de argint și 4 de bronz. Singurul care nu a reușit să obțină o medalie este Igor Shkoda. În clasamentul general, Moldova a împărțit locurile 2 și 3 cu Rusia, în timp ce prima poziție a revenit luptătorilor din Letonia. La Cupa Europei și-au măsurat puterile peste 500 de sportivi din 20 de țări.